tineri. Nu te neci. De patru luni, așa? Uh-huh. Nu-l fac burică. Nu-l fac. Dar facem el acela. Uite așa, investi, te văd mai bine. Copilașul meu, băiatul meu, mamă, mă. O să te fac. Că atunci când e obosit de la muncă, să-ți dorești atât de mult să ajungi acasă. Da, datorită mie, nu. Să-ți fie dor de mine fiecare zi. Să nu poți să stai o oră de parte de mine. Dragostea mea. Iubirea mea. Și că sunt foarte mulți sos care, uf, nu vor să stai acasă. Eu nu, eu sunt de faste. Îți dorești cât mai repede să vii ajungi acasă. Și să-ți fac un bebică care să semene cu tine. Năzdrăvan așa. Și să aibă buzile tale și ochii sorii tăi. Ai ceva aici? Ce-am? E ploapă, ai așa o piriță mai ieșită. Buzile tăi, mamă, mă, ce-mi plac mie, mamă, mă. Ține amintesc eu când te-a dat fetele cu ruși și mă uitam la buzele tăile și eu ziceam, mamă, ce buze frumoase. Și acum le zărut eu în fiecare zi. Ce buze. Mama, mă, la dor, mă, la dor pe iubitul meu, mama, mă. Păi, șarul meu, iubițelul meu. Scumpul meu.
fața mea. Gurița mea. Frumosul meu. Băiatul meu frumos. Bă, sunt cea mai norocoasă, bă. Sunt cea mai norocoasă. Eu sunt cea mai norocoasă, bă. Să știi că te apreciez foarte, foarte, foarte mult. Da, iubire. Ești isteț. Nu te bagi în discuții. Ești mult prea inteligent pentru alții. Ești matur. Chiar dacă uneori mie îmi place să te tachinez, dar nu cred ceea ce spun când zic că ești matur. Chiar nu cred. Dar zic așa ca să te supăr, că ești mai mic de vârstă ca mine. Dar nu cred. Ai dovedit că ești foarte matur, mai matur decât mine. Așa. Ești frumos, mă iubești. Și să știi că te-ai schimbat foarte mult, ești foarte atent cu mine. Dacă mă băzie lumea, și eu mă băzie, nici nu mă schimb. Nu te-am mai băzit de nu mult. Nu-mi place să fac un lucru, să-mi zică cineva, trebuie să te schimb, trebuie să dai. Lasă-mă că eu îmi dau eu seama cum trebuie să fiu. Spune-mi odată că nu-ți convine, eu nu o să fac treptat că nu sunt genul să rup dintr-o dată ceva. Da, fac. O faci atunci când o să simți tu. Mi-am dat seama. Oricum te simt foarte mult și acum chiar simt că mă iubești. Acum chiar simt. Se observă, iubire, din cum mă privești, cum dorește timpul să stai cu mine, nu stai că n-ai avea altceva de făcut. Se simte, pur și simplu. O, trompica mea. Trompica mea. Dorița mea. Scumpul meu. Frumosul meu. Bă, gurița mea, bă. Când mă cer cu tine, parcă ești o altă persoană. Sunt supărat și când sunt nervos, sunt alte persoane, gură. Am și o doză mare de răutate în mine. Știi? Ce? E orice o mare. Mă schimb automat. Devin foarte rea. Dar asta depinde de noi. Când o să fim supărați, pentru că o să vină și momente când o să fim foarte supărați în celălalt. Trebuie să trecem cu vederea, iubire. Păi trecem. Mai ușor, adică să nu mai facem atâta caz. Că eu încerc să mă explic, tu încerci să te explici și fără să ne dăm seama, ne dăm unul în celălalt. Ne facem rău unul celălalt fără să ne dăm seama pe moment atunci la nervi. Să știi că cuvintele chiar tu foarte rău. Știu, și de-aia nu vreau să ne supărăm și să ne vorbim așa. Sunt frumos. Știi să ne comportăm frumos, să nu ne mai certăm. Întotdeauna o relație așa se strică, încetul cu încetul. Din certuri, dintre asta, încep jigniri, dispare respectul. Și fiecare om are o limită, până la urmă fiecare ajunge la limita aia. De oricum, noi nu să ne mai certăm. Nu, iubirea mea. Nu, iubirea mea. Dacă ne-am promis amândoi, acum nu mai citesc, de luni deloc, n-am mai avut nicio treabă. N-o să nu mai citesc. Ideea e că atunci că poate, așa pe moment când o să mă supăr, adică dacă o să mă deranjeze ceva, tu să nu lași tu boticul imediat, încerci să-mi explici, sau invers, dacă văd că tu ești supărat, eu să știi, îți promit că nu o să te las.